mereu cu gândul la cei mai triști ca noi. Este deviza locuitorilor și autorităților din satul Sofia Drochea, care de ani buni oferă zilnic câte un prânz cald la 65 de persoane nevoiașe. Cantina socială activează datorită oamenilor de bună credință din localitatea, băștinașilor stabiliți peste hotare, ONG-urilor și primăriei, care anual reușesc să adune câte 450.000 de lei pentru funcționarea acesteia. Maria Dancu locuiește în satul Sofia de una singură. La anii ei, cu greu, poate să-și mai poarte de grijă. Cea care îi trece zilnic pragul este Natalia Godorug, lucrător social din localitate, care în fiecare zi aduce femeii un prânz cald la domiciliu. Azi în meniu, ia că vă dat dulciuri, măliguța cutie, știe? Vă la prost și sănătoasă. Și de acolo mâncare, e neduși. Cum e mâncarea? Bună, e gustoasă, că noi mai bună nu putem face. Încă mai ales eu, dacă nici apă, ia că e vine, ne-a dus și apă, fata, și mi-ajută, va mai faci curat. Le cumpărăm produse alimentare, le aducem apă de la fântână, le plătim un serviciu la oficiu poștal, o curățenie, un măturat, deși au nevoie, majoritatea au nevoie, că dacă nu pot. Mâncare le aducem la domiciliu, stare bucuroasă. Ne așteaptă cu mâncarea, că într-adevăr chiar nu pot la aceștia ani. Soarta mătușii Maria o împart și alte 65 de persoane nevoiașe, multe dintre ele țintuite la pat, care se bucură că zilnic primesc câte un prânz cald și gustos. În fiecare zi avem meniu diferit, bătrânii se bucură de acest meniu pentru că au nevoie de fiecare zi prânz cald la domiciliu. Avem 3 lucrători sociali care distribuie mâncarea. Acest prânz este foarte important pentru beneficiari, deoarece pensia este mică, nu le ajunge, mai ales perioada asta de pandemie și perioada de iarnă, e frig, trebuie și de foc, trebuie și medicamente. Cei care sprijină acțiunea primăriei sunt oamenii din localitate, dar și cei plecați peste hotare. Am acasă vreo 10 vaci și am decis cu soțul să ajutăm și beneficiarii, bătrânii, ăștia, familii vulnerabile. Aducem lapte de 2 ori pe săptămână, de 3 ori pe săptămână, cum este posibilitate. Sunt un reprezentant din partea lui Oleg Verbovna, sunt stabiliți cu traiul în Italia. Împreună cu doamna directoare de la cantină plecăm toată vremea și procurăm produsele de care au necesitate cantină și iată, într-așa mod, ajutăm populația. Primăria din Sofia și-ar dori ca mai multe persoane din sat să beneficieze de prânzuri calde. Beneficiarii sunt selectați în baza aprobat la ședința Consiliului de asistenți sociali, lucrători sociali și de întreaga comunitate. Prânzul se servește de luni până vineri în toată ziua. Banii sunt planificați de către bugetul local. Adăugător bani vin din cadrul proiectelor. Cantina de ajutor social din satul Sofia, Raionul Drochea, a fost deschisă în anul 2008.